Mai scurt vorbind, restaurant la Pavel acasă. Era joi, mergeam pe drum, rupt în două de foame, pentru că ultima săptămână am mâncat numai o dată. Deja mă gândeam să mă apuc de furat, dar în timp și mă gândeam, m-a sunat Pavel. Alo, ce faci, bro? Oi, dar ce fac? Vreau să mă apuc de furat, că n-am și mânca. Cum ai? Tu nu știi? Ce să știu, bro? Eu am deschis restaurant acasă. Ei, cum ai? E ca așa, încă dista de elită. Hai că vin amu. Am pus receptorul și m-am pornit drept despre casa lui. S-a ceva timp, eram la poartă. Brate, eu am venit. Stai că vine. Mi-a deschis poarta, am intrat în ogradă și mi-a arătat restaurantul lui de elită, recent deschis și la aer liber. Uhu! Cu ce să-și ia prezentarea? Cu totul dată! Scaunii extra dotate, cu piele întoarsă și distoarsă, materialele la calitatea lasă de dorit, încălzire și răcire în scaunii. Ei, și încălzire are? Cum n-ai dat? Iar n-ai frig afară și n-ai vrea să îngheați curul. Da, Catari. Masa e ceva și nu mai există. Unicul exemplu de pe fața pământului, cu loc de depozitare de sub, dar de obicei clienții bagă picioarele acolo. Și cam la te-ați put picioarele. După cum vezi, restaurantul meu are numai două locuri, dar cu timpul planuiesc să mai largesc și să mai cumpăr două scaune. Sau patru, vedem noi. N-ar fi rău. A zis că are vreo 50 meniuri, carne înghețată și dezghețată, sușă din piept de pui și piept de pui din sușă. Ei, chiar? Vreau să încerc. Mi-a mai zis ce a avut de zis și m-a invitat să mă așez la masă. A zis că în doar 5 ore îmi aduce meniul. Cât? Bro, eu mor de foame până atunci. 5 minute, băi, am glumit. Când am auzit asta, parcă mi-a stat mai bine pe suflet. La cât de foame mi-era, în 5 ore muream direct. Am așteptat 5 minute, dar nu-ți vedea nici Pavel, nici meniul lui. Așa că m-ai așteptat 5, dar nu schimba nimic. Zici că meniul și ăla l-a adus și din America. Deja mă gândeam să-i dau nota 1 la restaurantul lui, dar în timp ce mă gândeam la notă, vinea Pavel alergând. Scuze, bro, că am întârziat doar cu o oră. Bro, te rog, adă măcar comanda mai repede, că nu pot rezista, mor de foame. Uite meniul și doar în 5 minute comanda va fi aici. I-am mulțumit, am deschis meniul, dar acolo... Bro, și meniul e ăsta? La noi meniul încă e nou, mai trebuie de lucrat la el. Eram speriat de moarte, parcă-mi trecuse deja și foamea. Dar m-am calmat și vreau să sper că asta a fost o glumă. Am ales meniul și a zis 5 minute. Eu deja eram gata să aștept și 10. La cum mi-a adus meniul, mâncarea sigur mi-o aduce mâine. Dar spre mirarea mea, peste fix 5 minute, Pavel venea cu comanda. Poftim, domnule. Comanda dumneavoastră e gata, domnule. Eu m-am bucurat, dar până am deschis cutia. Bro, și asta? Ceea ce ați comandat dumneavoastră, domnule. Eu am comandat pizza. Apoi asta e pizza, doar că noi o facem într-un mod mai diferit. Adăugăm ceapă cu prânz de cal. Și voi? Știu că nu sună prea apetisant, dar e destul să gustați și vă schimbați părerea. Alo, bună ziua, poliția? La noi la restaurant, un client nopțit să aștepte comanda și a murit de foame. Foarte bine, domnule, încercați cumva să-l treziți. Nu, domnule, el chiar e mort. Nu mai răsuflă.